Tot din categorie am avut un demo pe un disc acum un deceniu, Evil Genius, la care am avut un demo pe un disc acum un deceniu. Și n-am prea putut juca acel demo acum un deceniu, pentru că, vedeți, voi era un moment în care un Pentium 2 și un SIS 315 nu prea mai erau apogeul gamingului, dacă pot spune așa. Fundul sacului poate că l-ar descrie mai bine. Din cauza unor incompatibilități de driver nu prea funcționa acel demo, sau dacă mergea era foarte foarte lent. În consecință am reușit cumva ca să levit timp de vreo 10 ani până cam zilele trecute când a fost la preț redus pe Gog. Că veni vorba, dacă vă uitați la emisiunea asta, înainte de ora cred că 7 din ziua de 9 septembrie 2014 încă este la reducere și jucându-l îmi dau seama că trebuia să pun mâna pe el mai de mult timp. Este făcut de Elixir Studios care au realizat acum mulți ani un alt joc ce mi se părea destul de interesant, se numea Republic the Revolution, pe care s-ar putea să-l fi pomenit la un moment într-un top sau într-un alt articol. Jocul avea o premiză mai rar explorată. Era un joc de intrigă politică la care tu încercai să faci o revoluție fiind un personaj care trăia în acea lume. Trebuia să formezi relații, să te întâlnești cu alte personaje, să faci conspirații, să fii ales parcă sau să faci diverse asasinate. Avea ceva complexitate în el, însă avea scenarii oarecum liniare. Era interesant oricum. Și cam singurul alt joc făcut de Elixir Studio fiind închis în 2005 în mare parte pentru că, din câte am înțeles, Evil Genius nu s-a vândut prea bine. Fiind vorba de vremea ca dinainte, ca distribuție digitală, ca să ia amploarea pe care o are acum, adică bea dacă exista atunci, înțeleg cum unui astfel de joc ar fi cam greu să existe pe piață. Adică Dungeons, care n-a fost prea bun și s-a vândut predominant pentru că lumea credea că seamănă cu Dungeon Keeper, a avut succes atât de mult încât a primit două continuări, bine, una și încă una pe drum. Evil Genius lansat la momentul potrivit ar fi avut un succes măcar la fel de mare și ar fi meritat pentru că Evil Genius este cam același concept de joc precum Dungeon Keeper însă nu într-un dungeon. Mereu îmi place când un joc poate să ia o idee dezvoltată de un alt joc și să o translateze într-un alt mediu, într-un alt stil. Nu sunt prea multe jocuri care fac asta sau măcar care o fac bine pentru acest gen de dungeon sim îmi vin în minte cam doar alte două unul era startopia pe care iarăși nu prea puteam să le joc pentru că placa video nu era compatibilă cu textul din Startopia și nu puteam să văd care era butonul de start. Probabil îl voi băga la o altă istorie altă dată. Iar un alt joc este Maya, care este acum pe Early Access. Altele nu prea îmi vin în minte. Parcă mai era ceva cu Star City sau Space Colony, deși parcă era mai mult un fel de populus în spațiu. Irelevant. Evil Genius are un stil care îmi place foarte mult. Este a acel stil de parodie de film cu spion, ca un fel de Austin Powers, doar că nu ești spionul, nu ești Austin Powers, James Bond, ești Dr. Evil, ești Blofeld, ești Goldfinger, ești geniul malefic ce vrea să cucerească lumea. Și pentru a cuceri lumea ai nevoie desigur, de o bază subterană ascunsă ori sub un munte, ori sub un vulcan și parcă mai era în colocație. n avei foarte multe locații și cam asta era un dezavantaj al său. Dacă îi dădea un editor de hărți, sau nici măcar asta, dacă îi dădea un mod de a aleator harta, măcar una din ele sau cumva într-un mod de free play dincolo de campania care te primă între insule, cam cum are Tropico, ar fi fost superb. Adică să nu fi nevoit să te blochezi totul lent, 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 că n-am avut să deblochez totul pentru această emisiune, dacă ar avea un free play, ar fi mers super, pentru că Dungeon Keeper avea free play. Parcă, cred că avea. Sunt aproape sigur că avea. Oricum, conceptual este un joc ce se aseamănă cu Dungeon Keeper. Faci o cazemată subterană cu camere individuale, coridoare care le conectează, fiecare cameră are un scop, are un rost, are o funcție și este plină baza ta toată de tot felul de creaturi, bine, omuleți, care se asigură că totul va funcționa, că va fi construit și tot așa. Doar că nu poți să-i invoci din eter, trebuie să-i angajezi să le dai bani, să le dai un loc în care să doarmă, adică să ai loc în care să stea. Nu poți să ai o armată de câte 100 și ceva de muncitori fără să dedici cam jumătate din bază doar locurilor de dormit și te pus haine în ele din ședulapuri pe acolo. Pe de o parte îl face mai realist într-o lume în care tu ești un geniu malefic ce vrea să cucerească lumea prin diverse planuri malefice. Pe de alta face jocul foarte lent, pentru că dacă ai un număr limitat de omuleți de muncitori, construirea bazei va fi un proces greoi, în special pentru că jocul nu are o funcție de a grăbi construcția. Și dacă mai alegi va să trimiți din ei, de fapt cam ești obligat să faci asta, să-i trimiți în misiuni, în lume, ca să culeagă bani pentru tine pentru că altfel nu ai venit, cam nimic nu o să fie făcut pentru cea mai mare parte din timp. Greșeala mea cea mare a fost să gândesc mare mare de la început. Nu, nu este un joc la care să gândești mare, nu. Gândești mic, gândești manageable, realizabil, ceva ce poate fi întreținut. Nu faci o cameră de comandă pentru operațiunile tale multinaționale cu vreo, știu, 10 mese la care să stea toată lumea să analizeze pe calculatoare vechi de când hău și pe bancuri de memorie cu casete, cu bandă magnetică. Nu. Pui una din fiecare și atât. Că, oricum, trebuie să stea oameni la alea pentru bonusuri, cred. Pe lângă faptul că trebuia să construiești o bază care funcționează, adică ce avea, un loc în care să doarmă lumea, în care să mănânce, să se distreze, să... de fapt nu, nu aveai nevoie de astea. Partea bună la a fi un individ, în esență, demonic, malefic. Tu vrei să cucerești lumea amenințând-o cu arme nucleare. Partea bună la asta este că atunci când un minion de altă tău, un lucrător de rând, le de oboseală sau o ia raznă pentru că este mult, mult prea supra-solicitat, îl poți omorâ și îl locuiești cu altul. Și nici măcar nu trebuie ca să o faci tu manual, dar tu ai un avatar pe hartă care predominant se uită la lucruri și le dă un bonus de prioritate. Nu, dai comanda, alții o fac pentru tine, chiar și prietenii acelui individ. Alți muncitori de rând care se au lângă el zi după zi, an după an, îl vor omorâ fără niciun fel de ezitare. Sigur, poate le scade loialitatea, dar le dai puțină atenție și se rezolvă. Jocul chiar te lasă să fii rău. Și ador asta foarte mult, pentru că nu ești limitat la a scăpa de proprii tăi oameni doar prin simple comenzi de asasinare. O, oh, nu, 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 nu! În acest joc poți să pui capcane. Capcane pe care oamenii tăi, dacă sunt treji, le vor oculi. Dacă sunt adormiți... Vor intra în ele, dar dacă sunt treji și vrei să scapi de ei, poți să-i pui să construiască un sistem de testare a capcanelor, iar apoi să rămână în zonă și când e sistemul, vor pica și ei în capcană. Și sunt multe. Poți face camere de gazare, poți face lame care vor tăia totul pe un hol, poți face o groapă în podea care se deschide dezvăluind foc. Desigur, trebuie să ai și un sistem de acționare pentru astea, fie o suprafață de presiune, ori un detector de mișcare, ori niște lame, să care să acționeze capcana. Și trebuie să conectezi fiecare trăgaci la o capcană, pentru că dacă nu faci asta, dacă omiti să faci asta, atunci te vei trezi că sunt agenți ai Justice, organizația care te combate la nivel mondial, în baza ta, încep să rupă chestii, încep să facă poze la cadavrele pe care le ai în frigider, pentru că dacă lași un cadavru în văzul lumii, atunci va fi demoralizată cât de mai miroase. Dar în frigider, nu se va supăra nimeni, bine, în afară de forțele internaționale de dreptate care se vor supăra mai mult și vor trimite agenți din ce în ce mai mulți și mai profesioniști, mai specializați, mai deștepți să te combată la tine acasă. Desigur, ai și tu proprii tăi agenți, bine, ai practic mai multe tipuri de agenți. Pe lângă acel muncitor, poți avea clase diferite de angajați care sunt promovați din muncitori pe măsură ce capture și interoghezi ori turiști care mai vin prin baza ta ocazional pentru că ești pe o insulă tropicală destinație turistică, ori agenți care au încercat să se infiltreze la tine. Au fi de la ei ce vrei interogându-i proces în care vor muri, iar apoi le poți prelua clasa învățând omuleții tăi să facă ceea ce făceau ei sau ceva similar. Iar pe lângă ei mai ai și un fel de mini boss. Dacă tu ești bosul final, dacă tu ești Goldfinger, să zicem, atunci poți să ai oameni ca ăla cu fălcile de metal sau ăla cu pălăria de putea de capita când o arunca. Poți avea astfel de indivizi care având câte o putere specială. De fapt, trei puteri speciale, bine, două de a chema cam pe toată lumea la ei ca să se bată cu ei, adică de partea lor. Este un sistem ceva mai complex decât simpla creștere nivel în experiența a creaturilor care erau în Dungeon Keeper, dar și unul care necesită ceva mai multă muncă din partea ta pentru a antrena fiecare omuleț în parte. Și e recomandabil ca să ai antrenația ce omuleți, pentru că muncitorii, să zicem că, vor eșua la face lucruri mai complicate, cum ar fi să nu lase agenții pe care ai capturat să scape de la închisoare. Pentru că ocazional vor face asta, pentru că ei nu sunt baznici, sunt muncitori de rând. Ai nevoie de gărzi pentru asta, ai nevoie de oameni specializați în armați, echipați bine pregătiți, ca să aibă grijă de baza ta așa cum trebuie. Poți să pui până și camere peste tot, alarme. Poți construi, poți proiecta ceva ce chiar seamănă cu lerul, iler malefic, al unui geniu malefic vizuină poate, colcuș, avem nevoie de un cuvânt pentru lair, care să însemne nu doar bază, nu doar bârlog sau cuib, ci tocmai asta, o bază malefică. Și ca să-ți ascuns baza, mai puteai să faci anumite chestii, cum ar fi să construiești în afară pe insulă un hotel în care să stea turiștii fără să dea buzna peste intrările suspicioase de numeroase către un munte în care crede că nu ar trăi cineva. Avea straturi numeroase jocul. Asta mi-a plăcut la el. și nu mi-a plăcut era că mergea pe acel concept de jocul ăsta este 3D însă planificarea ar trebui să o faci ținând cont că totul este pe un grid. Și dacă ceva ocupă un pixel dintr-un grid ocupă tot acel pătrățel din grid. Puteai fără niciun fel de efort să faci camere complete neutilizabile pentru că ai pus paturile, să zicem, în zigzag unul lângă altul. Nu erau utilizabile cam niciunul în afară de primele trei dintre ele. Sau puteai accidental să-ți blochezi un super spion în camera generatoarelor pentru că ai construit un condensator prea aproape de un generator și el nu mai avea pe un să iasă. Ar fi putut să treacă peste dacă era un super spion adevărat dar doar intrase în panică și dădea cu pumnii în pereți. Probabil ar fi murit acolo de panică dacă nu-l observam. Jocul nu prea îți spune de astea. îți spune când ceva nu poate fi accesat, nu ți arată vizual asta, cu ceva cu roșu, cu o culoare, cu un steguleț. Asta ar fi ajutat foarte mult la a face construirea ceva mai transparentă. De asemenea, dacă avea un AI puțin tel mai bun, adică să, sau măcar să pot să dau comenzi directe omuleților să se ducă unde vreau eu, nu am control direct asupra lor. Nu-i pot poseda ca în Dungeon Keeper să fac eu treaba atunci când ei nu sunt în stare. Ar fi ajutat o astfel de funcție. Totuși este un joc în stil Dungeon Keeper bine făcut. Lent, foarte lent, dar bine făcut, și impar era foarte foarte lent, doar că ăla era complet enervant și nu era niciun fel un joc ca Dungeon Keeper, doar încerca să pară că este. Asta m-a enervat cel mai mult la el, că avea chestii puse acolo doar ca să semene cu Dungeon Keeper, și atât, care nu aveau niciun fel de altă funcție, și atât. Ăsta nu ăsta, încearcă să nu semene estetic cu Dungeon Keeper, dar mecanic seamănă mult și are straturi mai multe, adică ai partea cu hoteluri, cu subterfuri. Și ai partea cu operațiuni mondiale în stil, eu știu, dacă vreți un echivalent mai recent să zicem Assassin's Creed Brotherhood, poate. N-aveai control asupra modului în care se desfășurau misiunile, dar cam pe cine trimiteai acolo conta foarte mult, pentru că unele personaje știau să facă ceva anume, altele nu prea. Puteai să fur bani, puteai să spionezi, puteai să complotezi, puteai să stai ascuns, puteai să faci mai multe lucruri pe acolo cu scopul desigur de dominare mondială. Și cum poate fi rău un joc ce îți permite să complotezi pentru dominare mondială? Din nou îl găsiți pe GOG la preț redus dacă încă mai este marți înainte de ora 7 și îl recomand tuturor celor care vor un joc în stil Dungeon Keeper care nu țin neapărat la estetica lui Dungeon Keeper, la stilul său grafic, la așezare, dar vor o experiență similară. Lentă. Cam lentă. Oricum e mai bun decât cam orice altceva a apărut în ultimii ani, care încearcă să fie similar, dacă nu pun la socoteală jocurile de pe Early Access. Alea chiar par a fi bune.